Cea mai lungă eclipsă de lună din acest secol are loc în seara aceasta. 6 ore începând cu ora 21 vom putea vedea pe cerul României cum luna dispare treptat. Mai mulți specialiștii spun că patru planete vor străluci în acest timp. Este vorba despre Marte, Venus, Jupiter și Saturn. 6 ore și 16 minute. Atât va dura întreaga mișcare a lunii prin umbra Pământului. Eclipsa se datorează unei alinieri perfecte între lună, pământ și soare. Efectele cele mai spectaculoase au loc începând cu ora 20 și 37 de minute. Aproape două ore, luna va avea nuanțe diferite de culoare, începând de la clasicul galben deschis către portocaliu, apoi roșu aprins cu tente de maroniu. Eclipsa totală se va vedea în România la ora 22 și 29 de minute. Dacă ne vom uita la lună începând cu ora 9 și 20, seara, vom vedea cum marginea ei începe să devină mai întunecată, și pe măsură ce trece timpul toată luna va deveni mai întunecată și va căpăta la un moment dat, după ora 10 și 20, o culoare așa portocalie, roșiatică. Pe cer, în apropierea lunii eclipsate de pământ, va străluci puternic și planeta roșie, care va căpăta și ea o nuanță de portocaliu. Dar eclipsa totală vine și cu vești bune pentru câteva zodii. Mare atenție la alimentație, în mod special aș spune aici, atenție la impulsivitate, la agresivitate. Marte este retrograd învărsător, un semn care alimentează toate, toate aceste uh, uh, răbufniri violente. Trebuie să fim foarte atenți să nu fim omul nepotrivit la locul nepotrivit. Următoarea eclipsă totală de lună va avea loc peste 11.